Personal, în fine, nu vreau să spun toate amănuntele sau etapele sau chestii, dar am văzut un interviu, nu știu dacă l-am văzut tot, a fost pe 16 martie anul ăsta, la nu știu ce facultate sau așa, la filologie la București. A fost o discuție, era o doamnă cu acolo, o rochie frumoasă așa. Erau la masă patru oameni. Era Ioana Pârvulescu, pe care nu știu nimic, dar o cunosc. Bineînțeles, era marele nostru pugilist. Pseudo sau pluri sau poli literar. Și mai era o altă doamnă pe care nu știu și mai era un tip. Student sau nu știu. Urma să se discute despre nu știu ce carte care a apărut în trecut, treburi, etura humanitas, care de fapt a fost etura politică. Personal n-am nimic cu, fost, că, cu editura politică, dar nu e pentru mine. Nu sunt cu editura politică. Eu sunt cu editura Albatros. Uite aici. Totdeauna mi-a plăcut editura Albatros. Vezi? Și de fapt asta a fost în 89. Și vreau să zic că deci ca să o luăm în trei pași, nu? Hai să o luăm, trecem de cerchiști, să trecem de cerchiști și începem cu ocuparea României de către Armata Roșie. Oamenii au încercat. Unii chiar s-au bătut. Despre nu știu ce tip, care știu, nu știu cum a fost, care a murit în detenție, nu mai știu exact cum îl chema, a fost în Jockey Club sau așa până în 47. Ce credeau că se pun cu comuniști și din asta. După aia, comuniștii au venit și au zis, boșilor, stai puțin, ce stăm în biserici și ne rugăm? Ce stăm să citim pe toți bețivii și nebunii? Hai să mergem să muncim. Și ori început cu agricultura. Le trebuiau tractoare, le trebuiau mecanizată, cum a făcut Mao Tibetul ăla, Pietros. Taracul, betonat. Și nu. Și chiar și în proletcultism am avut un mare poet, cel puțin unul, pentru că acum știi cum e, dar depinde și în epoca în care te naști. Și asta de mult m-am gândit. Să vedem cum o fi 30-ismul, 40-ismul, 50-ismul, 60-ismul, chiar 70-ismul, chiar 80-ismul și trebuie din astea, nu? Cum o să ne judece pe noi? Niște tipi care ardeam gazul pe internet. Nu mergea unul la lucru. Nu contează că era bolnav, că era sănătos. Toți stăteau și făceau videoclipuri, slideshow. Deci, să zicem, suntem inculți. Și ce vreau să zic? Deci a fost Nicolae Labiș, dar nu mi-a rușine nici cu Nina Casian, nici cu Maria Banuș. Deci nu pot să spun că le-am nici pe Nicolae Labiș prea pot să-l citesc. Deci că el se îmbăta, nu era chiar așa de credincios. Era mai erotompat. Și ce vreau să spun? Însă a început generația 60. Generația 60 ce-a încercat? Să ne aducă alături de șansoneta franceză. Și-a reușit. După aia, din cauza că ne-am apropiat de Franța și am intrat în ONU, pentru că am eliberat toți deținuții politici cu prețul vieții președintelui nostru, cum se cera el, secretar general, deci a murit pentru că i-a eliberat pe Umbra și pe toți ăia, care după aia... când au venit în România în 99, s-au pus o fază
rândul Ceaușescu și al Elena. Dar, tati, Vumbrand a plecat cam prin 66. Vumbrand a prins numai un an tot Ceaușescu. Nu. Nu fie undeva aproape. Știi? Sau să nu știe care pe unde se află. Că poate să întâlnesc în locul în care nu există nici lumină, nici întuneric, știi? Nu știu ce vreau să spun. E că după aia, nu, 70, nu, Leonid Dimov, Mircea Dinescu, nu, a continuat poezia română, că nu... Apoi au venit tipii ăștia postmoderni, ca de fapt tipii postmoderni ce-au zis. Deci erau poeții germani. Poeții germani nu au fost postmoderni. Tineri poeți germani în România, care își deschiau experiențelor de viață, au fost apărut cartea în 82, Vânt potrivit până la tare. Probabil că scriseseră și mai dinainte, erau în România, nemții erau în România, Dieter Schlesach, Anemole la Țina, care era momeala. Era Franz Hodiak, nu, mai mulți erau, nu știu acum. Au fost 10 poeți la Vânt potrivit până la tare. Nu, Richard Wagner și trebuie ăștia. Richard Wagner a fost și poate mai soțul aia, a doua primă Nobel în 2009, Hertha Müller. Și el era mare comunist. Da, el era comunist de convingeri. Și are o poezie că a venit la Hunedoara. Poezie de aia, știi? Că mă duc la Hunedoara și mă întrez cu poetul nu știu care, bem o bere, stăm, mâncăm acolo, stăm la niște, la niște jumări. Trebuie din asta, știi? Dar vreau să zic că atunci românii, stai puțin, hai să facem și noi. Și dacă germanii ce făceau? În primul și primul rând că Germania deja era apropiată de America imediat după război, RFG-ul. Și chiar și RDG-ul era vitrina pactului de Vârșoga și Uniunea Sovietice. Deci se investea cel mai mult în RDG ca să fie totul bine acolo. Nu? Deși nu era totul perfect. Nu, era și Stasi și aia, nu? Dar nu știu atâtea. Dar ce vreau să spun? Tot trec la pasă pe aici. Dar ce vreau să spun? E că, asta vreau să zic că de zile întregi. Vreau să zic așa. Românii au luat-o cumva, chiar și-au zis că ei spașoptiști. Deci dacă Franz Hodiak vine cu o muncitoare la el acasă, apartamentul lui de burlac, tot ce avea, și stau acolo, beau ceva și îi pune o bandă de magnetofon și zice Pink Floyd, ce altceva n-am, zice el. Ăsta e Vânt potrivit până la tare. Apoi mai era William Totok, sau William Totok zice asta, nu știu. Ori Franz Hodiak, ori William Totok. Nu, ăștia au luat-o stahanovist, au luat-o românii, înțeles? Și acum zic la ce s-au ajuns azi. Primul și primul rând că după Revoluție nu mai este niciun scriitor. Toți criticii, aproape toți criticii, de exemplu Manolescu, s-au oprit la 90. Ca să nu mai zic că i-ar fi și jenă să mai critique, pentru că el în 90 sau cam așa, candidat la președinție. Îmi dai seama. Era Václav Havel, frate, vrea să intre în Europa. El era răposat. Dacă mi se permite să zic așa. Apoi, ce vreau să zic? În ziua de azi, și acum îl pun pe Cărtărescu, pentru că Cărtărescu trebuie să copieze tot, îl pun să facă podcasturi, interviuri cu superstaruri. Mircea Cărtărescu, superstar. Și el ne spune, asta e așa și asta e așa, asta e așa și asta e așa. El știe pe toate. El nu știe numai teatru, Dostoievski, Buzura și mai ce, o mamă de lume, el știe, bă, dacă zic eu, înțelegi cum era la tinerii comuniști. Și atunci la ce se ajunge? Păi se ajunge că efectiv nu-ți mai vine să citești nimic. Uite, și stai cu cărți de valoare, poate zeci de ani, stai cu ele în pat și nu le citești. De ce? Pentru că te-ai săturat de atâta gogomanie. Da, da,
Dar nu l-au să zică de din ăștia, știi? Comăneștenii, Agârbiceanu, Fosai Saga, Daniel Iucanu. Numai, da, uite, oameni care și ei se numea scriitorilor, dar nu, nu-i descoperă nimeni. Nu. Da, Losa, am trecut, a fost cu Losa, s-a întâlnit cu Losa, nu știu câta oară, ca Castro cu Fidel. După aia o dă cu bulă ăla din Buenos Aires, albanezul ăla, italian, albanezul ăla, că a trăit 100 de ani. După aia îi mai dă cu nu știu care. După aia îi mai dă cu alți scriitori, America Latina. Am ajuns o țară, noi care eram mica Franță întotdeauna, și București, micul Paris, am ajuns Barranquilla, înțeleg, și Cartagena. Și un orizont redus. După aia, mai nou, el se gândește și la religie, da, nu știu ce zice el, dar nu, pronunță și cuvântul religie. Există și religie pe lumea asta. Nu contează că unii și-au dat oasele pentru ea. Și apoi mai e un aspect. Îi tot dă, mă, cu Beatles și aia lui. Înțelegi? Acum o mai lăsat-o cu Bob Dylan. Deși eu nu i-am citit bazaconia aia de traducere. Tatăle mai cumpără, păi nu mă interesează. Păi ne-a interesat nostalgia și să știi că nostalgia nu e cea mai bună lectură. Mai ales dacă ești tânăr. După aia am citit la sala Casa de Lectură, la Deva, am citit în liceu Travesti. Nici aia nu o recomand. Dublu CD a apărut în 1998 și eu cred că, de fapt, dublu CD a fost o carte care a tipărit-o. Atunci lor ales, că trebuia ales unul dintre ei, nu? E Puribus 1. Ori Nedelciu, ori Cărtărescu. Nedelciu era de 10 ori mai mare, mă refer la înălțime, ca și Cărtărescu, dar a murit. Atunci au publicat dublu CD, ca să vadă, vezi Nedelciule, ceau. Un scriitor din anii 80-90, din 78 până 99, a murit. Dacă a murit, să fie sănătos. Noi trăim. Pe noi nu ne interesează literatura morții sau a morților sau, știi, a literatura cimitirilor lumii. Nu ne interesează. Ne interesează literatura vieții. No, și apoi, deci, el devine un fel, încet, încet se senilizează, știi? Primul și în primul rând, el nu știe bine nicio limbă străină. O studia, dacă o studiat română, nu știu cu ce, poate etnologie, etnografie, nu știu ce o fi studiat, el nici aia nu știe, etnografie. Sau nu. Pentru că nu, o scris în primul volum, pentru că el în anii 80 a scris 3 volume. Farul, vitrine, fotografii, că era mare poet, după ce a citit poemul Căderea, nu? Dar ce fel de cădere până la urmă? Mi-a decenii să înțeleg, poeme de amor, pe care eu nu le-am... Îmi plăcea poezia, totuși posedai tot fel de obiecte electrice. Și totul. Și după aia bau. Dar vreau să zic că în acel farul vitrine fotografii este o secțiune, anii 80, în care se numește Georgicele. Și acolo Mircea Cărtărescu, poate că în vizită de lucru, merge la țară, la CAP, și vede pe țăran, pe țăranul român, nu știu cum îl numește el, acolo, și zice despre el. Mai are Aer cu diamante, o antologie, dar s-o cam murdăriță, dacă nu mai cum la pe ea. Și ce vreau să zic, e că un tren, o locomotivă. Și, în fine, ce vreau să spun? E că, deci, efectiv, el nu-l înțelegea pe țărav. No, să fii poet și să nu înțelegi și cumva, poate că fii, eu nu cred că el e chiar din neam de sultan, știi? Și sultanul.
un sultan, un împărat. Dacă Frederic cel Mare nu înțelege pe țăranul din Suabia, păi nu mai e împărat în ziua următoare. Împăratul trebuie să înțeleagă. Poetul trebuie să înțeleagă pe oricine. Nu? Și astfel, nu, asta atât. Și acum, în ziua de azi, el le scoate, știi? Le bagă la șfung, le scrie, le stă acolo veac după veac, dar stă 2 ani, dar i-a luat 40 de ani să se gândească la pula în cur, și după aia o scoate și o pune pe piață. Și după aia nu-i mulțumit că e tipărit și că-i vin bani, pentru că pentru toate astea, uite, de exemplu, dacă pe mine m-ar băga în Uniunea Scriitorilor, eu care am o pensie de mizerie de 600, aproape 50 de lei, cu încă ajung până la 850 cu ajutor pentru tata, că mă îngrijește, că aparținător. Dacă m-ar băga într-o uniune, fie și la Arad, fie și la Alba, aș mai primi, poate, dacă am așa, se dau încă 5 milioane. Și atunci aș putea și eu, nu că să-mi iau țigări, i-aș da lui tata și ne-am gospodărit mai bine, am trăit mai bine. Înțelegi? Și noi. Dar nu. Și nici pe taică-mă nu l-or băgat, și nici taică-mă nu îi băgat. Deci vezi? Asta este. Nu? Și nu contează câte cărți ai, ce faci, ce dresi. Contează că ești de acolo, că ești cu ăia, că ești... Cum zicea tata, primele cărți, șpiri, țogași, sugurieri. Înțelegi? Tu. E un fel de șobolăniț, cum s-a zis. Adică, eu totdeauna am zis, mai nou am zis, poeții sunt un fel de iepuri. Cum zicea Beatrice Potter. Îi pui împreună, știi că noi am ținut iepuri aici. Dar mi-au murit doi în mână și mi-au fost mire și am spus, mama, nu mai țin. Și nici nu e așa bună care de iepuri, să știi. Dar trebuie că îi stau acolo. Clopuie. Au ei părtășia lor. Dar șobolanul nu. Șobolanul are o singură părtășie. Dacă mi-a spus tata, că eu mergeam noaptea deceniul trecut, când eram pe acasă, mergeam la baraj. Și el zicea că dacă este un grup mare de șobolani, ei sunt ca termitele, care merge să se adape la apă, și întâlnește un om în drum, sar toți pe el și îl mănâncă. Va merge mai departe. Atunci sunt solidari. Dar în rest, nu. Pentru că, de fapt, e cam tot timpul caută tot felul de bucăți mici ce găsesc ei și nu îți bat capul unul cu altul. Creierul, scuză-mă, iepurele are treabă și cu pisică, înțelegi? Pe când șobolanul sărac are creierul de 20 de grame. No, așa că asta vreau să spun, că acum da, literatura este nevoie și să citim, dar știi cum e, deja domnul Cărtărescu, bine, ăsta a fost un martir nedelciu și la ai ce citiri, deși, nu. Despre moz numai de bine, domnul Sava. Dar vreau să spun ceva. Dar vine acest Cărtărescu, vine ca un fel de, cum să zic, ca un fel de popă din ăla, știi? Sau ca un fel de dascăl de la stalinist. Elevii trebuie să știe să respecte regulamentele. Mihai, știi că ți-am dat tine. Ți-am spus. Trebuie să dăm militaria jos din pod. Adică da, să citească, să... Ai citit cartea aia, da, aia, da, aia, da. Și așa ajunge, mă ajung eu, ți-am zis. Nu, să nu mă mai intereseze atât. Deci, ca și cum cea Labiș, scriu din inerție, ca să... Pentru că pot. Pentru că mă ajută pe mine, la psihicul meu.
acolo sinapsele. Dar rest nu mai am treabă cu asemenea oameni. Și Mircea Cătrescu e un scriitor infam. A scris, mai ales după Revoluție, trebuie să înțeles că eu am citit. Eu odată am luat un pasaj de-a lui, nu știu din ce carte, și l-am făcut versuri. Și foarte frumos. Deci era un pasaj de până și am ales eu versuri. Deci nu eram contra lui. În vremea aia el avea cumva, cum să zic, o persoană. Apărea pe poză la Orizont, în ziar, știi, Tipșoara. Deci era, na, prezenta bine, frumos, nu știu. Și acum, în vremea asta digitală, nu-i mai merge. Că apare persoana aia, nu mai e așa plăcută, știi? Cum zice Jerry, însuși Jerry, care are un alternate sale, știi? Și acum și eu, că mi-o spart nasul. De două. Odată mi-o spart și odată nu știu ce am avut la coloană și am căzut un nas. Am căzut în două zile de pat. Ori sau cum așa ceva. Am venit la tine, ne-am rugat și nu. Dar ce vreau să spun? E că... Deci, efectiv, îi face și, și profesor. În vremea din anul 90 era numai lector. Dar vreau să spun că el a profitat foarte mult și asta trebuie să se spună. Ceaușescu și o tot dă pe blocuri și pe Ceaușescu. De parcă alte țări n-au suferit. Parcă Steinbeck n-a suferit. Știi cum e? Mai bine să-ți dea o bucată de unt la două săptămâni decât să nu-ți dea nimic. Și n-ai nici ce munci. Să ai și copii, că trebuie să faci copii. Deci sunt niște probleme. Dar ce vreau să spun? E că se spune despre Ceaușescu că singurul merit al lui între comuniști era că era omul lui Dej. Și Dej l-a pus pe el. Se spune despre Manolescu, Nicolae Manolescu, că era omul pe care George Ivașcu, care a fost un mare cărturar, în primul și în primul rând că Manolescu n-are chemare de critic. El s-a dus la redacție, a făcut filologie, în fin, el a născut în 41. Și asta s-a văzut după aia, că ce cultură a făcut el, candidat la președinție împotriva lui Iliescu și Iuliu Rațu, dacă atunci au fost sau când. După aia, în cahuț cu Ana Blandeana și treburile astea. Și după aia, în anii, la sfârșitul anilor 90, când eu sufeream ca un câine, la propriu, el făcea profesiunea mea cultura la ProTV, nu la TVR. Se poate vedea tot românul, la ProTV, numai aia cu cablu și pe lovele. Și am zis lovele, da? Leva. Și ce vreau să spun? E că el s-a dus la presa bucureșteană, cheamă George Apostol, s-a spus Manolescu, bine? Și zicea, domnule, ce scrii, ce faci? Nu se punea problema de facultate. Eu scriu romane. Nu știu ce, dacă o fi scris un roman. Dar George Ivașcu, nu, domnule, nu, tovarășe. Dumneata trebuie să fii critic. Dumneata trebuie să faci recenzii. Și eu am făcut recenzii, să știi că nu-i mare lucru, dar e plăcut. Dacă ai ce recenza. Și să traduci, e plăcut. Dacă ai ce traduce. Dar vreau să zic, tu trebuie să faci recenzii și să scrii cronica de carte, să fii critic. Și așa, George Ivașcu l-a luat ca pe un idiot și l-a făcut critic. Înțelegi? Nu, el din capul lui nu știut că e critic sau... El vrea să fie Sartre sau Camus sau nu știu ce vrea el să fie. Și el totul latino-american. Deci, înțelegi? Dacă George Ivașcu zicea, a, vrei să scrii romane? Du-te, domnule, aici că când vin cu romanul, du-l la editură, mi l-a dus să-l citesc. Eu așa am pățit. Mai, chiar mult mai rău. Am trimis la nu știu câte edituri un e-mail cu vreo 12 cărți. Sau 22. Nu mai știu. Și nu mi-a răspuns nimeni nimic.
Numai Nemira, nu mai era să zic de alții, dar Nemira mi-a zis de două ori așa, domnule dragă, nu avem treabă cu dumneata, nu ne interesează că e bine, că e rău, nu zicem că e rău, nu avem de astea critice, știi, că te refuzăm că ești un idiot, dar zice, dar nu-i ceea ce publicăm noi. E, și e, poate, nu știu, dacă, ce înțeleg, e ce încep, Cate să mă facă să înțeleg că tinerii de azi citesc fantasy, citesc chestii din astea pe care eu, înțelegi, nu le scriu. Și asta este, deci ia o linie de editură și cumva, da, ce să zici, iar eu ceea ce scriu în engleză, sau traducere care le-am făcut în engleză, nu mi l-a tipărit nimeni, că zic, a, păi nu publicăm carte și în englezește. Înțelegi? Ar trebui, ca să mi apară, ar trebui să stau și să le iau pe toate de la început și să le traduc. Dai seama ce grozav ar fi. Și chiar am încercat, am văzut că e cam greu. No, și mai mult ce să spun. Că s-a apucat așa, știi, deci ăsta, domnul Cărtărescu, pentru că el a mai rămas, a murit cam toți 80, știi, paradoxal. A murit Păunescu, mare lui inamic, a murit Nichita Stănescu, și mai mare lui inamic, chiar și Marin Sorescu a murit, a murit Vadim, care săracul nu-l interesa atât de Eminescu cât de Băsescu. Nu. Fiecare cu literatura lui, nu? Sau de Constantinescu, sau de Iliescu. Nu, avea, el avea fiecare cu, ce-am zis, cu lecturile. Și cu emulii lui. Nu? Dar Cărtărescu a ajuns acum pe rolul lui Vadim, postmodernism, sau ce-o fi în ziua de azi, postuman, sau ce trăim, deja din 2016, nu? Sau 15, sau nu știu când, 18, nu, ziceți și voi, 17, după 1100 de ani de la Fatima. Păi normal, dar să fim acum divin. Eu așa zic. Și ce o să spun? A ajuns el pe postul de politruc a literaturii române, dar nu de nivelul lui Păunescu. Acum nu are nimeni treabă cu Vadim. Avea diabet, probleme, îl trimiteau în Africa, nu, ambasador. Dar ideea e că Păunescu, într-un fel, a fost pe treaba lui și dacă nu era Păunescu, adică, bine, Păunescu e o personalitate foarte complexă, pentru că el a început ca simplu poet, absolvent de filologie, mi se pare, anii 60, a scris 4 cărți, nu știu care a fost prima. Miei prim, Fătâna Somnambulă. Mai una care nu știu titlul și mai este Istoria unei secunde. Astea sunt 4 cărți, 60-iște de și Istoria unei secunde a început prin 71. Și după aia el a devenit un fel de poet de curte și a început să rău. Dar ideea e că cumva el s-a adus la zi. Adică a fost conștient, poate, că se ratează ca și poet mai departe, pentru că nu, în fine, dar el a avut propriile lui scopuri. Și vreau să zic, mai departe de atât, a fost o epocă în care România, când vine de curtea lui Ceaușescu, și Ceaușescu atunci încă nu era ce-a făcut anul 74 din el, și s-a pierdut tot entuziasmul după anii 80, vreau să zic că Ceaușescu a apropiat pe Nixon de Mao. S-a spus la nivelul de atunci. America de China. Și atunci am devenit boși. Ia cu o țărișoară. Și dai seama că poate ăsta a fost păcatul lui Ceaușescu.
pentru care l-au împușcat caghebiști. Și în ziua de Crăciun. Și ce o să spun? E că vreau să spun că cum să spun, drag, îs și din ăștia și totdeauna a fost din ăștia. Dar vreau să zic că este adevărat. Poezia lui Adrian Păunescu de când deveni politic. Deși el și înainte. Dar de când a lăsat metaforele pentru epitete și din astea, și-a scos cărămizile alea, vreau să zic că în schimb a început să devină un fel de personaj pseudopolitic. Adică el a fost ambasador 5 ani în America, a României, în anii 70. Și apoi trebuie să mai știi că au fost și alți scriitori care au fost, de exemplu, în Marea Adunare a Poporului, Comitetul Central, uite, nu știu care să zic acum, dar au fost, uite, Ion Lăcrăjan, care era un om, dacă înțeleg eu, de la firul ierbii luat și la firul ierbii lăsat. El era comunist. Ion Gheorghe, nu, sau altul. Sau poate și alții, nu mai amintesc eu acum. Sau pe care nu știu eu. Sunt convins că au fost unii luați din închisori și băgați după aia prin Marea Adunare. Ca să dea exemplu și trebuie din astea. Dar vreau să zic că totuși eram și noi niște oameni, știi? Ca toți ceilalți oameni. Când în America, în Africa de Sud, la sud încolo, era apartheid și mureau negri ca muștele. Când murit, deci Ceaușescu a ținut un discurs, Martin Luther King a ținut un discurs, în 68 fiecare, Martin Luther King a murit, nu știu, ziua următoare sau așa, pe 4 martie sau cât, 4 aprilie sau așa. 68 și după aia Ceaușescu l-a prins mai târziu. Dar vreau să zic că Ceaușescu nu a fost prost. Deci s-a dat seama, bă, băieți, dacă ne iau iară rușii, ajungem în... iară să dăm cote, să gândea el. Și că pierde el și că nu știa pe cine să pună în loc. Maurer nu mai era activ și în același timp el era comunist. Deci nu putea să conceapă o Românie capitalistă. Înțelegi? Bun. Și atunci ce vreau să zic? Vreau să zic că dacă te uiți așa, te uiți la Seinfeld, atent. Și o să vezi că și dacă te uiți la arta americană, liberă, vezi referiri la CIA, la tot felul de chestii astea. Dacă te uiți la Fox și Mulder, referiri la sindicat. Deci sunt tot felul de chestii din astea. Știi ce-i sindicat? Nu. Deci vreau să spun că nu e nimic rău în asta. Dar oamenii aia, comuniștii aia proști, din vremea aia, au zis, da, Păunescu, un om rău. Și Păunescu ce-a făcut? După aia când s-a întors, prin 75 sau când s-a fi întors el, o pornice n-a cu flacăra și atunci a început românii să nu mai, adică mă refer tineretul, să umble la blugi, să ia o chitară, nu mă refer la Phoenix, dar așa, la un mai de mainstream, să nu fie o mișcare mai alternativă, știi cum era probabil Phoenix, Sphinx și mai știu eu care din anii ce. Și asta vreau să zic că după aia, bineînțeles, atitudinea asta, nu știu dacă e normală sau dacă e umană, dar există. Să distrugi pe cei de dinaintea ta. Să-ți creezi tu locul tău. Uite, de exemplu, noi am avut o casă părintească la Ponor, chiar cum intri. Tu vei arăta, tu mai dus. Chiar cum intri în Ponor, pe stânga, și noi ia cu o căsuță, cum e... foarte mică. Căsuță foarte mică. Și bunicul a vândut-o și a luat loc. Avea o curte, probabil, în schimb, acolo. Ori demola căsuța,
nu mai e nimic acolo. Și lângă ori construi Biserica Adventistă din Ponor, în curtea noastră. Și am fost acolo și am văzut cu tine și am văzut oameni care se mână cu bunicul foarte mult. Eu am român. Deci vreau să zic că chestia asta să distrugi pe cei de dinaintea ta sau să se autodistrugă singur cei de dinaintea ta, singur, există la tot ce e viu și poate și la ce nu e viu și ce să zic, foarte acum să-i înjur pe toți. Dar ce vreau să zic, domne, să scrie, mă, să le publice, să le, așa să se facă teancurile, înțelegi? N-are nimeni nimic, înțelegi? Eu mai multe mame n-am, înțelegi? Dar, și apoi mai este o altă perspectivă. Nu l-a auzit pe Cătărescu să vorbească despre asemenea cărți. Mereu e câte un mare, nu știu de care, așa, de nu știu de care, și el, în primul rând, nu știu dacă a citit mai mult de secolul 20. Nu-l auzi. N-am auzit să zică, și nu pot să spun că l-ascult, dar l-am și blocat pe Facebook. Dar nu-l auzi să zică de Măgarul de Aur, de Satiricon. Măgarul de Aur a fost scris de Apuleius, Satiricon a fost scris de Petronius, tipul Nero. Nu au să zică de Confesiunile lui Augustin, de Civitate Dei, de Suma Teologică a lui, sau Thomas d'Aquino, Imitatio Christi de Thomas d'Aquino. Astea sunt numai câteva. El tăia tot. Și apoi tăia cu atâta-i dă, mă, cu Lennon ăla lui. Ba cu Lennon, ba cu Harrison, ba cu Lennon, ba cu Harrison. Nu prea, nu cred că singurul care mai trăiește și acum e Paul McCartney, ăla care a făcut Ave Maria. Și Lennon și-a bătut și în joc și în cântecul ăla de Ave Maria, a versiunea 23. Și de Ringo Starr, de la nu cred că a auzit niciodată nimic. Deci e, cum să zic, e o atitudine asta ciocoistă. Nu poți să știi de unde a venit, pentru că mai bucureștean ca Cătărescu sunt eu de invariabile mii de ori. Pe cuvântul meu, bunicul meu a fost de la București, pe strada Agricultorii 6. Mergeți acolo, vedeți casa. Acum e ceva bordel, masaj. Am căutat pe internet și le-am zis, vă vedeți că aia e casa lui bunicul. Vedeți ce faceți pe acolo. Milicia.